Tânăra a înființat un grup pe o rețea de socializare în care prezintă cazuri ale unor copii provenind din familii cu probleme financiare. Așa a reușit să aducă un zâmbet pe chipurile a sute de copii de Crăciun și de Paște. Acum Cristina încearcă să strângă de la oamenii cu suflet mare ghiozdane și rechizite pentru 500 de copii, astfel încât micuții să meargă la școală. Prin proiectul acesta încercăm cumva să ne luptăm, cu ghilimele de rigoare, cu abandonul școlar, pentru că ni se rupe sufletul când ne gândim că sunt foarte mulți părinți care nu își permit să cumpere un ghiozdan și nu își permit să trimită copilul la școală. Cristina a crescut printre preoți, așa că a știut de mică ce înseamnă empatia și dragostea pentru semeni. Ideea de a ajuta copiii sărmani din Telorman i-a venit în urmă cu câțiva ani, în preajma sărbătorilor de iarnă. Atunci când mi-a venit ideea, în 2018, împreună cu o colegă, am început acest proiect cu inima strânsă puțin, dar cu foarte multă nădejde în Dumnezeu că vom reuși. Pentru a identifica acești copii care au nevoie de ajutor, tânăra a apelat la ajutorul preoților și tot prin intermediul lor, darurile ajung acolo unde trebuie.